să fie în fața mea. Ele cred că și adânci. Aoleu. Deci pe bună dreptate ne semnalează. Domn primar, spuneți-mi ce urma să se construiască aici. Deci pe această locație urma să se construiască un campus școlar, garsoniere pentru dascăli și pentru maestri care urma să-și desfășoare activitatea în incinta acestui campus, ateliere școlare. Mă rog, era o investiție benefică pentru Teaca și pentru localitățile din jur, dar din păcate firma care a câștigat licitația, care după cunoștințele mele s-o realizat la nivelul Ministerului Învățământului, total proiect pentru acest campus și reabilitarea școlii din Teaca, liceului din Teaca, undeva 120 de miliarde de lei vechi. S-au început lucrările așa cum vedeți și dumneavoastră, dar din păcate au rămas într-o stare dezastroasă. Chiar avem unele reclamații de la vecini, ați filmat dumneavoastră mai înainte de acest, de cuvântul pe care eu o să vi-l spun, alunecările de teren din zonă, gardul oamenilor vecinilor. Și chiar gardul vecinilor și chiar casa începe să prezinte pericol, încep să apară fisuri în pereții casei. Credeți că nu s-a făcut un studiu înainte ca acest campus să fie proiectat și începută construcția? Nu cred că nu s-a făcut un studiu. S-a făcut un studiu, dar datorită lucrărilor începute și neterminate. S-au săpat șanțuri, s-au umplut de apă, investițiile s-au stopat la sfârșitul anului trecut. Ministerul Educației și Învățământului a rămas dator firmei cu în jur de 7-8 miliarde de lei, mai încă vreo 3 miliarde de lei pentru reparația școlii. Din păcate, lucrările stagnează și noi suferim, cei din administrația suferim pentru aceste lucruri care nu sunt făcute. Nu știu ce se va întâmpla pe viitor. Aveți informații? Există șanse ca constructorul să-și primească banii pentru investiția deja demarată și eventual investiția să continue? Ce informații aveți? Eu n-am nicio informație în genul ăsta, să mă sună zilnic constructorul să mă întrebe domnul primar. Sunt șanse să ne primim banii. Vă dați seama, noi fără interes, fără nicio vina noastră pasăm spre Ministerul Educației care e implicat direct în această lucrare. Firmele, dacă nu-și vor primi banii, vor intra în faliment, dacă nu sunt intrate o parte din ele în faliment. Aduce foarte multe, foarte multe necazuri aceste plăți pe care guvernul, nu știu, nu le-a plătit. Două zile se întâmplă. Gardul cu teren cu tot, cu pomi, cu... Ce se întâmplă? Păi nu știu, ziceau că vor interveni dacă vor fi bani, dar până atunci... Deși eu cred că prima dată trebuia să facă, imediat după ce au săpat, să facă zidul de susținere. Că era clar că va cădea. Se știa că alunecă? Păi se știa sigur că dacă au lăsat mai jumătate de metru, e clar, pământul alunecă. Mai ales că a plouat, a fost iarna, a înghețat, era normal să se întâmple. La dumneavoastră în grădină, înainte de demararea construcției, au mai fost nici alunecări de teren? Nu, niciodată. Deci credeți că alunecările au fost determinate de construcție? 100%. 100%. Ne pare foarte rău, pentru că am avut și
plantat nou acolo și un păr și vișin și s-au dus. Ce spuneți numele dumneavoastră? Sunt Eva Țaic.